Un tip de magazin extrem de popular în Occident își face loc și în țara noastră. Vorbim despre magazinele de caritate menite să îi ajute pe cei fără posibilități materiale să facă rost gratuit de lucruri de care fiecare dintre noi are nevoie. Unul s-a deschis chiar în drobeta Turnu Severin cu ajutorul donațiilor din partea oamenilor. Mehedințenii se bucură de un magazin de caritate chiar în drobeta Turnu Severin. Aici oamenii aduc tot ce este în plus în casă, de la veselă, rechizite, cărți, jucării până la haine. Un astfel de magazin se mai găsește doar în București. Eu vă mulțumesc în primul rând că ați venit pe la noi. Pot să vă spun că este un proiect de suflet la care mă gândesc de mai mult timp. Sunt bucuroasă că am reușit să fac acest pas și să ofer altceva severinenilor. Obiectele care sunt în stare bună și care mai pot fi folosite și de cei care nu și le permit le pot aduce locuitorilor din Drobeta Turnu Severin, dar nu numai la acest magazin de caritate. Inițial tot ce avem aici a fost primit de la prieteni, de la cunoștințe după ce am deschis magazinul. Oamenii au fost încântați. Să știți că nu m-am lovit de un zid unde nu au înțeles foarte bine ce se întâmplă. Au reacționat și au venit chiar astăzi, am avut o vizită a unei fetițe care din dulapul ei a adunat ce a crezut că prinde bine altora și ne-a adus. Toți severinenii care fac curățenie prin casă și mai găsesc lucruri pe care nu le folosesc, nu le îmbracă sau sunt uitate și prăfuite, acum nu mai sunt nevoi să le arunce. Le pot dona oamenilor nevoiași pentru care aceste obiecte ar fi un real ajutor. Cum funcționează acest magazin caritabil? Ideea acestui magazin uh, constă în uh, donații. Cei care au lucruri pe care nu le mai folosesc și sunt în stare bună, le pot aduce la noi. O mică parte o punem la vânzare, restul se donează bătrânilor, copiilor, oamenilor aflați în acest moment uh, într-o nevoie. Uh, cu ce ne pot ajuta cetățenii acestui oraș? Cei care doresc și simt că pot face un bine comunității pot veni să facă voluntariat, pot merge cu noi în acțiunile pe care le avem, fie că donează sau cumpără de la noi. Caritabil. Am făcut dintotdeauna, fără să-mi dau seama că din treaba asta pot să câștigi sufletește foarte mult. În momentul în care am făcut voluntariat la o altă agenție de acest fel din altă parte, am lucrat acolo aproape 2 ani și mi-am dat seama că lucrurile pot fi făcute și la noi în țară. Sunt și la noi oameni care înțeleg conceptul și sunt bucuroși să Facă un bine, să facă ceva care nu se vede neapărat din prim. Se poate găsi pe strada Decebal numărul 43, iar programul magazinului de caritate inspirat din Occident este de luni până vineri de la ora 10 la ora 18.